Capitolul 19. Trebuie să cauți și să găsești. Ghețimani, grădina îi așteaptă pe toți pelerinii. Când în sfârșit ajungi acolo, vei descoperi că și tatăl tău este acolo, chiar așa cum te așteaptă. Când vei intra pe porți, oprește-te și observă că este ceva frumos și mângâietor în a ști că domnul tău, ca și tine, a avut dificultăți mari la intrarea prin acele porți. Faptul că în el totul a fost zdruncinat la gândul că trebuia să fie răstignit, îți dă și ție permisiunea să treci prin momente foarte dificile, acceptându-ți răstignirea. Acest fapt îți dă dreptul să te supui. Acest fapt îți dă dreptul să te lupți, să opui rezistență, să ți se pară imposibil să fii de acord cu Dumnezeu. Lupta a Domnului tău cu aceleași probleme îți dă și ție dreptul să privești cu groază, teroare și confuzie valorile divine. Îți dă permisiunea să vrei să fugi, să te ascunzi, să strigi: nu, Doamne, e mai mult decât pot duce, de data aceasta nu mai pot merge cu tine. Ai permisiunea de la cea mai înaltă sursă să nu dorești a fi răstignit de alții, în special când e vorba de frații tăi. Când un creștin e tratat rău de un alt creștin, rezultatul e foarte predictibil. Creștinul ofensat reacționează în mod negativ, câteodată vehement, uneori chiar răutăcios. E adevărat, domnul tău nu a reacționat așa, dar a ezitat. Citește din nou povestirea. Iisus Hristos nu era de acord să fie răstignit. Când au de-a face cu răstignirea, când trebuie să fie bătuți în cuie pe cruce, toți creștinii se situează pe același teren. Ezitarea e acceptabilă, dar să respingi, asta nu ar trebui să faci. Vei pierde ceva de valoare dacă vei face așa. Găsește mângâiere în realitatea luptei lui, dar nu căuta scuze. Mângâie-te cu aceasta. Domnul tău s-a îngrozit, chiar i-a fost frică de răstignire. Există și posibilitatea ca el să se fi gândit să o respingă. La urma urmei, avea o opinie puternică în această chestiune. Domnul tău avea voința lui. Această voință proprie a devenit foarte vizibilă în Ghețimani. Era prima dată când el își manifesta voința lui în opoziție cu voința tatălui său. Dacă aici umanitatea lui era expusă, atunci să știi că și Golgota are o cale de a scoate la iveală umanitatea fiecăruia. Nu este oare aceasta cea mai amară și mai impresionantă scenă? Voința lui Iisus, tâmplarul, în confruntare adâncă cu voia lui Dumnezeu, tatăl său. Ascultă-ți propria voce unită cu a lui. Hai să renunțăm la răstignire. Nimeni nu a acceptat vreodată ușor să fie țintuit pe lemn. E dificil, da, dar cedarea, aceasta este calea. Singura cale a tuturor celor care îl urmează pe el. Nu asculta de altă voce, nici de logică, nici de rațiune. Acum ai permisiunea de la înalte surse să nu dorești să fii răstignit. Nimeni nu se așteaptă să te comporți ca un creștin magnific în astfel de ceas. Dar se așteaptă de la tine să te confrunți cu acest act al umilirii. Ghețimani îți cere să privești la Domnul, să recunoști experiențele brutale prin care a trecut El ca Dumnezeu și să cedezi. Ai permisiunea să simți durerea și teama, dar tu ai exemplul Domnului tău, să cedezi. Să cedezi la cele ce sunt împotriva. Este natura Domnului tău să cedeze în fața Tatălui. El a câștigat acea supunere și a adus-o în natura Lui, în țesătura ființei Lui în Ghețimani. Tu nu poți face asta, dar El poate. Este în natura Lui să cedeze în fața crucii și El locuiește în tine. Och, și mai mult de atât, El este una cu tine. Cedează prin cedarea Lui. Îngăduie ca viața divină la care ești acum părtaș să-ți înghită viața umană. El poate să mai producă un Ghețimani în tine. Întoarce scena aceasta pe partea cealaltă. Privește-o din cealaltă parte. Pășește în teritoriul ceresc. Acolo vei vedea lucruri dincolo de înțelegerea ta. Privește această scenă așa cum o vede tatăl tău. Ești confruntat cu valori ce îți sunt atât de străine că nu le poți asimila. Privește răstignirea prin ochii lui Dumnezeu, chiar dacă este unicul său fiu sau tu. Dumnezeu favorizează răstignirile. Tatăl a dorit ca fiul său să fie răstignit. A fost de asemenea voia lui ca tu să fii răstignit.